Măi, stai că răscapă. Vă rugăm să răscapă. Deci, Andrei, își face ziua la la cel mai lucrurios. Dragii mei invitați, bine ați venit la sediul Uniunii Armenilor din România, sucursala Bacău. Astăzi, la evenimentul Interculturalitatea Minorităților Naționale, ce are loc la Cercul de Comunicare cu William Saroian, alături de Andreea și Andrei Goci, de la Istoria Sentimentelor, ne-am propus să prezentăm o serie de momente cultural-artistice, împodobite cu diverse comentarii ale reprezentanților comunităților etnice din orașul nostru, dar și ai comunității locale, unde prin muzică, poezie, vizionări de filme, sperăm să devenim pentru o clipă sau pentru o vreme mai buni, mai apropiați, mai înțelegători, mai iubitori și mai toleranți cu semenii noștri. Îi vom avea ca protagoniști pe Mihaela Brandhuber, președintele Forumului Democrat al Germanilor filiala Bacău, Silviu Niță, președintele Asociației Italienilor din România, ROASIT, filiala Bacău, Heinrich Brief, președintele Asociației Comunităților Evreiești din România, filiala Bacău, George Gogan, președintele Asociației Partida Romilor, Pro-Europa, Cu profesor de limba română. Astăzi vom prezenta un recital de muzică și poezie cu Ozana Calbuschi-Zarea, Doru Sascău, Selena Cristina, Dana Ghenade, Valentin Braniște, Luca Damaș. În continuare, dau cuvântul Andrei Goci, moderatorul acestui eveniment, și o rog să ne povestească despre dinamica de la Istoria Sentimentelor, înainte de a-i cura lui Andrei și Andrei Goci la mulți ani cu ocazia Zilei Economastice. Vale, 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 vale